Bun găsit, prieteni! Numele meu este Andrei Crigan și mă bucur să vă anunț că de astăzi sunt noua gazdă a emisiunii Business Up. Ne propunem să abordăm în continuare subiecte de actualitate care să ne ajute să înțelegem mai bine oportunitățile și provocările cu care se confruntă antreprenorii și liderii de afaceri din Moldova în prezent. Și în acest studio voi invita manageri și proprietari de afaceri, experți și consultanți din diferite domenii conexe cu mediul de business, suporteri și promotori ai antreprenoriatului, cu care vom aborda subiecte simple și mai complexe, de la startul unei afaceri, la creșterea și scalarea acesteia în Moldova, dar și peste hotare, vânzarea și ieșirea din afaceri, precum și despre tendințe, provocări, fenomene din economie care ne afectează viața zi de zi. Invitatul meu de astăzi este Victor Nistorică, omul care a făcut trecerea de la manager într-o corporație internațională la antreprenor, intrând în parteneriat și preluând administrarea unei afaceri mici din satul Bardar, pe care a crescut-o în 4 ani aproape de 10 ori. Victor, te salut! Bine te-am găsit! Bine venit în studioul TV8 și Business Up! Uite, tu ai un parcurs impresionant. Ai experiență corporativă de peste 20 de ani. Te-am adorat mereu. Ai la activ nume sonore foarte bine cunoscute în Republica Moldova, precum France Telecom, brandul Orange. Ai muncit cu ei, Procter & Gamble, americanii cu tot ce înseamnă bunuri de larg consum, și grupul Orbico din Croația, care mai nou este cel mai mare grup de distribuție din Uniunea Europeană și din Europa. Ai început de la coordonator al dealerilor Orange, așa am găsit informația despre tine, acum 19 ani, și peste doar 5 ani ai ajuns country manager la Procter & Gamble în Moldova și în ultimii 8 ani ai fost CEO al companiilor Orbico în Moldova, ai fost chiar și CEO în Vela, în Ucraina, da? Și ai ajuns șef mare la subsidiara Orbico din Polonia. Cel mai mare distribuitor european, cum spuneam, de mărfuri de larg consum. Mi-a scăpat ceva? Cred că astea ar fi punctele cele mai mari. Bun, cu excepția nu poate foarte mare șef, dar pentru că întotdeauna mi-a plăcut să zic că sunt parte a echipei sau reprezentant a echipei decât șef sau director. Asta cred că e frumos. Care a fost cea mai memorabilă experiență corporativă din cariera ta de până acum și de ce anume? Bun, au fost mai multe, nu pot să zic, pentru că dacă aș trece prin CV, da, și începutul la Orange Voxtel atunci a fost foarte important, fiindcă am venit de pe băncile facultății în calitate de practicant, cu o mică speranță, stagiar, da, cu o mică speranță că poate prind un job. Și l-am prins și am muncit ceva timp acolo și am înțeles ce înseamnă o companie multinațională, mai ales atunci, la începutul anilor 2000. Ori pe urmă nu am cum să nu menționez Procter & Gamble, care pentru mine a fost o adevărată școală de business, în tot sensul cuvântului și cu toate aspectele. Eu chiar țin minte când mă angajasem la Procter & Gamble că îi spuneam managerului meu de atunci că aș vrea să fac un MBA la un moment dat. Și el mi-a zis, muncește 2 ani aici și o să ai MBA-ul. Și o să fie ca un MBA. Mai... Da, și a fost chiar mai mult, fiindcă a fost o bună îmbinare între teorie și practică, training și aplicare. Și pe urmă, distribuția, ce am făcut la Orbico, a fost să învăț să manageriez cu o companie mare. Și în timp am înțeles că a fost mai greu să învăț managementul cu 3 oameni decât pe urmă cu 200, să zicem. De asta, de peste tot am învățat, am preluat elemente importante. Super. Pe mine mă tot macină o întrebare și după ce te-am prezentat, sunt sigur și pe cei care ne privesc la fel, îi macină întrebarea respectivă. Cum ai ajuns tu, de la manager angajat, în corporație internațională, cu un salariu super decent, cred eu, un stagiu de aproape 20 de ani, la un simplu antreprenor în Republica Moldova, la o brutărie din satul Bardar. Unde ai dat greș? Greș? Nu. Hai să zic așa, a fost un concurs de circumstanțe. Pentru că dacă m-ați fi întrebat un an sau doi înainte de a părăsi această mare corabie corporatistă, nu cred că m-aș fi închipuit. Circumstanțele de ordin profesional, dar și personal au făcut că a trebuit să aterizez în Moldova la un moment dat. Zic asta pentru că ajunsesem în ultimul an când combinam job în Moldova, Ucraina și Polonia. Deci erai în același timp în trei locații. Câteva locuri, da, câteva roluri.
am ajuns să adun 40 de bilete de avion într-un an. Nu-i puțin. Și de asta zic... Câte un zbor în fiecare săptămână. Cam așa. Deci doar câteva săptămâni în an nu zburasem. Și am schimbat, sau a ieșit așa că am schimbat acel avion pe mașina cu care merg zilnic la Bardar. Dar nu zic că am greșit, nu e niciun regret, chiar este o mare mulțumire de ce s-a întâmplat după. Am înțeles. Foarte interesant. Eu mi-amintesc că prin 2019 sau în 2020, nu mai țin minte acum exact, când ne-am auzit din nou după o pauză de câțiva ani, mi-ai spus în glumă, intuiesc eu așa, că te-ai apucat de brutărie și de plăcintă pentru că ai citit un interviu de al meu în care te-ai prins pe bune la ideea că poți deveni milionar din plăcinta înghețată. Și asta, bun, era răspunsul meu atunci comentam într-un interviu la întrebare cum faci un milion în Moldova. Intuiesc că a fost doar o glumă sau chiar crezi că se poate? Cred. Și asta încercăm să facem. Pentru că la cât de paradoxal a fost poate trecerea de la vinde detergențe scutice la a face și vinde plăcinte, pe atât de pasionat sunt de ceea ce fac acum și nu m-aș închipui înapoi, cred că. Este un domeniu foarte interesant, pentru că pe care l-am învățat în timp, în acești 4 ani deja. Pentru că ce am înțeles aici? Primul și cel mai important lucru. Plăcinta este mâncare. Deci este la baza piramidii nevoilor. Întotdeauna că e soare, că dacă sunt nori, că e pace, că Doamne ferește război, că e pandemie, oricum, mâncare se întreabă. 1. 2. Am învățat, am înțeles tendința spre semifabricatele congelate. Ceea ce pentru noi acum 15-20 de ani era aproape tabu, ne-am asumat și noi pe undeva rolul de a educa piața că produsul semifabricat congelat, plăcinta congelată, nu știam că există plăcintă congelată până am venit la Bardar. Nu mi-închipui altfel acum. Era plăcinta congelată deja la Bardar sau... Hai să zicem, era în proces. Deci, în momentul în care am venit eu, se acumulase în niște circumstanțe de genul că era experiența de a face plăcinte și era ideea de a se trece pe produs congelat, pentru că asta ar fi lărgit mult orizonturile și ceea ce s-a întâmplat ulterior. Am venit cu cunoștințele, cu deprinderile de a organiza o afacere și am cultivat, am construit sistemele astfel încât să poată funcționa zilnic, fără întreruperi, și am venit cu lanțul de contacte în piață. Și s-a întâmplat. Deci acum suntem cunoscuți, văzuți, brutăria Bardar, plăcinte, congelate. Și nu doar. Milionul de dolari. Milion. E posibil. De milion. De fapt, tu te apropii destul de acest deziderat, pentru că nu e întâmplare și am menționat în introducere că a reușit să crește aproape de 10 ori afacerea brutăriei Bardar, dacă nu greșesc eu așa, doar în 4 ani. Și cum explici tu acest succes? Bun, a fost o bază mică sau a fost un plan bine implementat sau și? Care este formula succesului? Da, într-adevăr, acum, pe termen mediu. Că am plecat de la o afacere care făcuse în 2017-18, cred că sub 2 milioane de lei pe an și anul ăsta, 2022, am depășit 11 milioane fără TVA. Deci aproape 10. Jumătate de milion de euro este și la ritmul cu care mergem în ultimele 6-8 luni, acest milion poate fi tangibil chiar poate în anul acesta sau cel târziu în 2024. Deci o dublare în următorii 2 ani. Așa gândim, așa credem. De ce spun asta? Și mă întrebai cum am reușit. Pentru că am căutat să așezăm niște lucruri. Am analizat baza materială și de producere existente la moment și am înțeles că putem să visăm noi la acel milion, dar trebuie să ne pregătim ca să putem să-l facem. De asta am investit foarte mult. Deci în ultimii acești 4 ani s-a investit peste 10 milioane de lei în utilaje, capacitate de producere, săli, zonă de congelare, de păstrare. Am făcut asta ca să putem să fim pregătiți pentru volume mai mari. Și volumul, ok, mai mult decât organic a venit, pentru că am reușit să ne diversificăm la canalele de vânzare. Adică dacă la început lucram doar mai mult partea de B2B, benzinărie, Horeca, ne-am dus și în retail și suntem prezenți în cele mai mari lanțuri comerciale din țară. De asemenea, am deschis și divizia de online, partea de e-commerce, de vânzare, de
și cu livrare la domiciliu. Și atunci am construit câțiva piloni. Piloni de vânzare. Pe de altă parte, am diversificat categoriile. Adică dacă la început vindeam plăcintă și poate un pic de pâine, colaci, am mers pe zona de alte semifabricate congelate, cum ar fi baghetele pentru sandwich, ceea ce se găsește în fiecare benzinărie. Am venit cu o soluție aici pentru clienții noștri. Am investit foarte mult în promovarea, creșterea și promovarea brandului, astfel că atunci când vine, ceea ce urmează să se întâmple acum, când vine perioada de Paști, să ne fie brutăria în bardar în minte, ca să comandăm pasca și cozonacul. Și aici avem o mare fereastră de oportunitate pe care o folosim în fiecare an. Și mai nou, de vreo 6-8 luni, am pornit și categoria de cofetărie, torturi și prăjituri, care iarăși ne-a dus un plus de cam 25% în business. De asta este cumva matricial. Cum vezi tu potențialul acestei afaceri? Până unde se poate crește în termen de vânzări? Milionul în 2 ani sau anul ăsta, anul viitor o să fie? Dacă ar fi să mă uit la piața locală, ceea ce facem acum, deci o creștere de 25-30%, o putem susține încă 4-5 ani înainte. Deci asta o vedem, la ce se întâmplă. Creșterea asta în procente, ori ce ar însemna? Deci ar însemna că doar prin spectrul local al pieței se poate dubla anual afacerea? Nu anual, nu. În cam o dată la 2 ani. O dată la 2 ani se poate. Asta din ce vedem noi acum. Dar dacă, și o să deschid aici o paranteză plăcută, reușim și suntem foarte aproape deja să ne extindem capacitatea de producere și am reușit de vânzare spre export, ori suntem acum în preajma primei livrări spre un mare lanț comercial din România, asta ar putea să dea mai mult decât cele 25 sau 50%. Ok, discutăm în continuare. Okay. Tu ai o istorie mai specială. După parcursul tău corporativ, nu te-ai lansat în afaceri de la zero, ci ai intrat într-un parteneriat, pentru că ești cofondator în această afacere. Spune-mi cum s-a întâmplat acest lucru. Au fost noi tăi parteneri, cei care au venit cu inițiativa, sau i-ai găsit tu? Cum arată istoria voastră? Circumstanțele au făcut așa. Afacerea avea nevoie să se extindă și avea nevoie de un suflu proaspăt în management. Eu venisem în Moldova și încă nu știam ce urmează să fac și analizam diferite opțiuni. Și printr-o cunoștință comună, o persoană care doar mi-a zis, uite, este o afacere acolo, care ar avea nevoie de un manager, dacă vrei poți să mergi acolo. Și m-am dus, am văzut și am zis, hai să facem o probă. Pe vreo 6 luni să vedem ce iese. Termin 4 ani acum. De asta, deci cred că au fost cele circumstanțe, dar mă bucur că atunci am avut curajul să nu mă tem, să o iau de aproape de jos, comparat cu ce făceam anterior. Dar am intuit cumva, cred că așa aș spune. Am intuit un potențial de afacere și am răsfrecat ca mâncile și hai să ne apucăm de treabă. S-a părut că ar putea să fie un domeniu interesant. Cred că da, pentru că din start am venit, că am zis, dacă am experiența de retail, de lucru cu retail-ul, am experiența de export-import, dacă și să o facem, este pentru primii câțiva ani să testăm apele, să vedem ce putem să facem local, după care să ne extindem în afară. Am înțeles. Cât îți este de ușor să fii antreprenor în parteneriat cu alți oameni? Care este avantajul, dezavantajul de a avea alți parteneri în afaceri? Pentru că în Republica Moldova mulți țin să fie singuri, adică să controleze ei afacerea. Da, hai să zic așa. Nu este simplu, dar este posibil. Și este posibil atunci când se setează niște reguli foarte clare. Adică, de exemplu, în cazul meu, a fost o discuție clară de care sunt care este cota parte curentă și care poate fi viitoare, cu un plan clar în timp. Și doi, am împărțit clar responsabilitățile și rolurile. Pentru că cel mai deseori ce văd eu că se întâmplă este că fie, chiar fiind un singur proprietar, angajează un manager bun, dar din lipsă de încredere sau din prea mare apartenență la afacere, nu este lăsat acel om să își pună planul în aplicare. În prea multe cazuri. De obicei, fondatorul dictează strategia, da? Sau chiar dacă roagă... Exact. Adică dacă fondatorul s-ar limita și trebuie să limiteze la o întâlnire
lunară, trimestrială, anuală, setare de strategii și măsurare de rezultate, atât. Dacă vreți, pot să fac o asociere ca în, cu echipele de fotbal. Deci un antrenor trebuie lăsat să-și facă treaba. Nu poți să-l întrebi după 3 luni de rezultate și nu poți să-i spui cum face echipa și care e strategia de joc. Eu cam asta asocierea și văd. Și am avut norocul că aici să avem un set de reguli clar de la început, care s-a respectat și au venit și rezultatele. Partenerii tăi ce zonă de responsabilitate au asumat acum? Sunt ei cei care au istoricul, memoria instituțională, au făcut exact, parte de istorie, cunoștințele în domeniu. Deci, la moment a fost foarte important, că dacă mă întrebai dacă să pornesc de la zero afacere, butărie, produse congelate, nu cred că o făceam. Nu aveam cunoștințe tehnice, nu aveam despre produs, nu aveam cunoștințe de piață. Spune, ce a fost și ce reprezintă astăzi Brutăria Bardar? Ai 4 ani deja la activ. Da, este un pic. Ce a fost? A fost o brutărie tradițională, artizanală, cu arie de desfășurare a produselor regional. Deci Bardar și împrejurimile. Și a fost, zic, până a venit eu, deci în 2000 până în 2018, ce a fost foarte bine așezat acolo. Cu un bagaj de rețete și de prinderi de a face produse bune de panificație. Ce este astăzi Brutăria Bardar și vrem să credem că este așa? Este unul din primii jucători în semifabricate congelate. Știți poziția voastră în acest moment? Este mai greu să... Ok. Da, mai puțin date, dar cred că suntem în primii trei pe parte de ce văd. Dacă mergi la raft și caut o plăcintă congelată, suntem acolo. Dacă mergi la o benzinărie, una într-o stație din trei găsește o plăcintă de-a noastră. De asta zic, suntem în topul producătorilor de semifabricat congelat. Garantat suntem și devenim un nume în ceea ce se cheamă aceste produse tradiționale de evenimente, de cumetrii și nunți, colacii frumoși, care deseori ni se spune frumoși și colaci de la Bardar și gustoși. Și începem să devenim un nume în cofetărie. Adică faptul că torturile noastre sunt prezente în două cele mai mari lanțuri internaționale din Republica Moldova ne dă încredere că suntem apreciați și putem fi. Și cine vrem să fim? Vrem să fim top exportatori de produse alimentare, în speță plăcinte moldovenești. Ok. Despre asta discutăm și în continuare. Cum definiți voi, cum definești tu valoarea pe care o oferiți voi consumatorilor voștri? Simplu de gama de produse pe care deja ai menționat. Da, este simplu. Pentru că este concurență, produsele sunt diverse, plăcintele nu le-am inventat noi și nu se termină la noi. Ce încercăm noi să spunem? Să spunem, în primul rând, calitate. Calitate înseamnă forma produsului, înseamnă ingredientele care sunt folosite, înseamnă tehnologia de producere. Ori este foarte simplu cum se poate termina o plăcintă, dacă este bună sau nu. Atunci când o mănânci, este pâine sau plăcintă, simți umplutura și ce simți după. Dacă tu nu simți urme de ulei, de gust ascuțit, sărat, pipărat, înseamnă că ai mâncat o plăcintă bună. Deci, simți bine după calitate, exact asta, pentru că plăcinta vine să este un snack, încerc să înlocuiesc o mâncare. Plăcintele sunt foarte des servite de copii și de asta noi încercăm să punem un produs pe masă pe care, în primul rând, eu să pot să-l iau acasă, să-l dau copiilor mei. Deci dacă te întreb ce mănânci tu și ce mănâncă familia ta... Mănâncă plăcinte de la tata, tor de la tata și așa mai departe. Am înțeles. Zi-mi dacă știți cât este de mare în acest moment piața produselor de brutărie plus patiserie eventual sau cum o evoluezi tu? Cât de mult consumă moldovenii plăcintă? N-am găsit încă niște date generalizate și cred că știu și de ce, pentru că sunt foarte multe, și corect să fie așa, brutării artizanale, mici, regionale. În satul meu sunt două brutării care servesc satul și regiunea. De asta cred că e un pic mai greu de măsurat. Aș putea să spun mai degrabă despre tendință. Pentru că tendința, pe de-o parte, este în a se consuma poate mai puțin gluten, mai puțină panificație. Pe de altă parte, este tendința de a se consuma produs alimentar calitativ. Și asta vedem. Adică nu doar prețul influențează decizia de cumpărare. Din acest considerent încercăm să îmbrăcăm produsul nostru într-un ambalaj atractiv, dar și care să conțină toată informația, care să-l ajute pe client să ia o decizie bună.
Asta poți să distingi, dacă vorbim despre evoluția voastră, tu ai menționat că de unde ați pornit, ce este Brutăria Bardar acum, unde vă vedeți în continuare. Care au fost etapele în acești 4 ani de când ești la Brutăria Bardar, pe care le poți distinge în creșterea voastră? Simplu. Mie mi-a luat, să zicem, jumătate de an să înțeleg afacerea. Adică să fac așa un audit, o evaluare la ce se întâmplă și cum funcționează procesele. Și cred că a fost corect. Adică mi-am rezervat dreptul de a nu lua decizii fără să mă consult în cele 6 luni, pentru că înțelegeam că încă nu pricep bine business-ul. Asta, fie că o iai de la zero, dacă o iai de la zero, atunci cu atât mai mult trebuie să analizezi piața. Dacă vin într-o afacere, și cred că se poate veni, sunt multe afaceri care merită resuscitate, merită dezvoltate, pentru că noi venim, să fac o paranteză, în cei 20 deja sau 30 de ani de business privat în Moldova, o primă generație care a început afacerea în anii 90, care ajunge la 50-60. Exact. Și cine are norocul să aibă urmași în familie care să ducă afacerea mai departe și înțeleg afacerea, minunat. Cine are norocul să fie crescut un manager acolo, o duce mai departe. Și știu cazuri. Cele mai deseori, circumstanțele au făcut că familia sau fondatorul, patronul, a dus singur afacerea și a păstrat secretul, a ținut-o foarte din strâns. Ceea ce e bine, a funcționat. Acum vine mai situația... Mai bine ca mine nu știe nimeni, nu? Da. Eu am întâlnit în ultimul an minim 3 cazuri de afaceri bune, funcționale, în care deținătorii de afacere fie nu mai sunt în stare să o ducă și vor să se bucure, să se odihnească, fie vor să plece peste hotare și nu știu ce să facă mai departe. Să mă ocupe de afaceri. Și mi-e milă să o las, am construit-o 20 de ani. Și de asta este foarte important să se înțeleagă că trebuie înțeleasă o afacere. Eu cred că va continua acest trend, această întâmplare de ca generația formată în companii multinaționale să vină să preia afaceri locale. Și atunci trebuie să înțelegi un lucru. Crezând că știi tot, ascultă. Deci asta a fost pentru mine prima etapă, să înțeleg. A doua etapă a fost să înțelegem ce facem și cât putem să facem. Pentru că aceste discuții de export sau de mari parteneriate au fost așa cu 2-3 ani. Prima întrebare era, care este capacitatea de producere? Cât puteți să faci pe zi? Că poți să produci, exact. Pe lună. Și atunci înțelegi că tu nu poți să sari în oceanul mare dacă tu nu ești pregătit din punct de vedere a utilajului și a organizației. Da? Respectiv, am lucrat la consolidarea echipei. Deci managementul echipei, să înțelegem cum este, cum funcționează, cum îi facem loiali. Fiindcă problema la Bardar atunci și acum peste tot este rotația personalului. Pleacă. Bun, este o problemă uzuală, da. Comună și da. Pentru multe alte afaceri. Pot să mă laud că afacerea noastră s-a extins de la 15-18 angajați în 2018 la 52 la moment. Deci am crescut cu o rotație a personalului de maxim 5% anual. Adică vin persoane noi și foarte puțini pleacă. Asta, cred eu, este rezultatul acelei comunicări bune pe interior, a unor anumitor tradiții de companie. Am încercat să instaurăm această atmosferă de familie. Și mai ales cât organizația este până în 50 de angajați, încă se poate. Mai departe va fi un pic mai complicat, dar nu imposibil. Deci a doua a fost să ne construim bine organizația. Am să intervin un pic aici. Hai să rămânem la a doua etapă pentru a merge în pauza de publicitate, după care revenim și discutăm mai departe. Am revenit în studioul Business Up. Suntem cu Victor Nistorică de la Brutăria Bardar și continuăm discuția noastră. Victor, tu spuneai despre primele două etape pe care le-ai distins tu în ultimii 4 ani de când ai preluat afacerea. Ai vorbit despre cât timp ți-a luat ție să înțelegi un pic ce înseamnă afacerea Brutăriei Bardar. Și a doua etapă foarte importantă a fost să te ocupi de tot ce înseamnă personalul companiei și gestiunea ei. Care a fost următoarea etapă? Următoarea etapă a fost clienții, piața locală. Când am înțeles că... Vânzările. Avem cu ce să producem, avem cu cine să producem, hai să vedem cui vindem.
Și aici am avut... Atunci oricum vânzări. Se vindea, n-a stat. Deci mașina se repară din mers sau se îmbunătățește din mers. Doar că decizii ca asta, pentru că în momentul când am înțeles, pentru că cea de-a doua etapă a fost cumva în paralel, dar am înțeles cât putem să facem, am lucrat la produse, la ambalajul produselor și după care am abordat rețelele de magazine, de supermarkete și pot să zic că suntem în aproape toate cele mai mari rețele din piață. Am zis, am mers pe parte de online, am parte de B2B, iarăși am mers și am abordat clienții din zona Horeca, care iarăși se gândeau ce să fac, vreau plăcinte, cum să lucrez cu plăcinte, pentru că, uite, mi le aduc dimineața proaspete, ce nu se vinde seara, ce să fac. Și a trebuit să umblăm în creierul clientului, partenerului nostru, în care să-i spunem că tu poți să-ți ai un sac, două, trei de plăcinte congelate, să le coci câte puțin. Ești lângă școală, le coci la amiază când ies copiii la pauza mare. Ești benzinărie, poți să coci noaptea când este trafic și nu este altă alegere de consum. Cei care educați, inclusiv clienții voștri, pe zona de cum să utilizeze produsul vostru și să mai de valoarea, nu doar pentru clientul lor final, dar și pentru ei ca și element al lanțului valoric exact. Care faceți voi parte. Noi spunem că noi venim cu o soluție pentru clienții noștri, nu doar le vindem produse. Și așa exact, și asta e foarte important pentru că multe afaceri nu gândesc la fel în materie de parteneri. Da? Adică se gândesc poate mai mult la clienți sau poate mai puțin. Spune-mi, aș vrea un pic să discutăm. Zim dacă aici s-a încheiat cu clienții... Parte de clienți, pentru că după care, întrevăzând următoarea etapă de extindere pe plan extern, iarăși ne-am întors la bază să vedem ce utilaj avem. Și am înțeles că trebuie să creștem capacitatea. Dar pentru a investi mai departe, trebuie să știi că ai pentru ce investi și ai un rulaj curent. Ei, asta se întâmplă acum. Deci acum sunteți în faza în care faceți un diagnostic a ceea ce sunteți nu. Asta în acest moment, hai zic, 4 acum ani? Un an, un an jumate. Deci primii 2 ani a fost cele 3 etape și să înțelegem ce facem local, după care cum să mergem în afară. Și am zis că deci, cine trebuie să scalați, adică cum vă extindeți exact, pe piață. Exact. Discutăm și despre acest aspect, dar aș vrea întâi să te întreb cum finanțați voi dezvoltarea afacerii? Da. Aș porni de la, iarăși, greșeala întâlnită des în businessul local aici, să adun banii și pe urmă să investești și o să dezvolt. Nu e corect. Nu, depinde cum gândești afacerea. Sau, în genere, azi câștig, azi am consumat. La fel cum s-a petrecut schimbul de paradigmă pentru noi ca și persoane fizice, nu aștept să adun nu știu câte zeci de mii de euro pentru apartament și trăiesc jumătate de viață, dar îmi cumpăr și plătesc rata, la fel și în business. Și mă gândesc imediat de unde iau banii. Dacă am un plan, o viziune, ce vreau să fac, ok, nu am banii, de unde îi iau? De unde îi iau? Și cel mai simplu e să mergi la bancă, dar dacă iai toți banii de la bancă, iarăși costă și pune presiune pe business. Noi am mers pe un model mixt, în care un alt pilon important a fost subvențiile și granturile. Deci aici am fost atenți la ceea ce se întâmplă în jur și chiar acum vreo 2 ani, cu diferite ocazii, s-a tot spus și s-au demarat mai multe programe de suport, în speță pentru potențiali exportatori. Și noi am fost atenți și am aplicat peste tot unde s-a putut de aplicat. Și în rezultat am obținut acces și la program, deci la un program de internaționalizare de la ODA, precedent ODIM, care am accesat, unde am accesat întâi un voucher de 100.000 de lei prin care ne-am implementat standardul ISO, după care un grant de 2 milioane de lei pentru utilarea afacerii. Standardul ISO a fost o cerință a clienților voștri sau voi ați anticipat cumva solicitarea respectivă și ați fost intenționați voi în primul rând? Undeva pe mijloc. Ați răspuns la undeva pe mijloc, pentru că dacă acum 2 ani când ne-a sunat un reprezentant de la Lidl România și ne-a întrebat care este cel mai mare retailer de acolo și ne-a întrebat, aveți plăcinte? Puteți să le aduceți în România? Exportați deja în România? Aveți standard? Și am zis că o mare oportunitate a trecut pe alături, fiindcă puteam să exportăm într-o lună, dar nu eram gata. Și ne-am dus să ne facem temele. Standard, capacitate de producere, autorizări, ANSA, TRACIS, deci tot ce ține de export, inclusiv pregătirea setup-ului de import în România. Mi-a luat ceva timp, dar acum suntem gata.
În toți pașii ăștia am fost asistați în principal de ODA și nu doar. Dar vă zic, la ODA am luat program pentru internaționalizare, 100.000, după care 2 milioane. Pe urmă am beneficiat de programul de ecologizare, pentru că iarăși suntem producători alimentari, lucrăm cu ulei. Am achiziționat o stație de epurare pentru doar întreprinderea noastră și de separare de grăsimi, care este critică pentru noi. La fel am accesat și anumite subvenții pentru digitalizare, care au venit ca o mănușă în momentul când a început pandemia și noi nu știam unde să vindem și venea Paștele. Exact despre pandemie am vrea să te întreb. Voi ați avut un parcurs exemplar în pandemie și ați continuat să creșteți chiar și în acea perioadă și cred că a fost exact momentul în care oportunitatea pe care a dat-o pandemia, voi ați prins-o. Cumva ca și cu noroc, un business cam probabil e steaua care vă ghidează. Și să știi că tu și echipa de la Bar, dar aveți o vină pentru că am ajuns în anul 2020 la 120 de kilograme. Și acum lupt cu această greutate. Bun, încerc să dau în jos, dar cum a fost acest parcurs prin pandemie pentru voi? Eu am învățat, cred că în Procter & Gamble, la un moment dat era o frază, turn the issue into opportunity. Deci convertește problema într-o oportunitate. Da, a venit o problemă. Adică în 2 săptămâni am pierdut 50% din clienți sau din rulaj. Ar fi trebuit să stăm acasă. Cine erau acești clienți pe care îți pierdut? Cei care cumpărau colacii? Stațiile de benzină. Nu, zic că B2B, persoane juridice, pentru că era martie. Deci tot ce înseamnă benzinărie, chios, dacă țineți minte, între 15 martie și 10 mai 2020, a fost tot închis. Noi acolo vindeam, acolo ne aveam bani. Un an și de când ai intrat în afacere, da. Ți-a venit vreun gând atunci că până aici a mers ostașul sau ce emoții, ce sentimente ai trăit atunci? Bineînțeles că n-a fost ușor și au fost gânduri, dar noi, aduți aminte, punctul întâi, mâncare. Ok. Deci tu, eu și toți ceilalți, bine, eu n-am stat acasă, dar am muncit de acasă. Dar trebuia mâncat. Copilul nu mergea la școală, trebuia hrănit la amiază. Vă sunteți o întreprindere de importanță. Da, primară. Și atunci noi am putut și să funcționăm cu respectarea tuturor rigorilor, deși am fost și noi atinși. Și am gândit cum să facem, s-a dus produsul care se mânca la benzinărie, se cumpăra de la magazin, bine, la magazin s-a cumpărat în continuare și atunci am mutat foarte mult investiția și focusul pe retail, să fim acolo. Dar am sărit podul ăsta de reprezentanță comercială în piață, ce era Horeca, și am mers să livrăm acasă. Facebook, site, online, deci ați intrat tot ce promovare. Vânzări online. Da. Și am început să livrăm. A venit și Paștele atunci care ne-a ajutat. Am promovat intens, am elaborat niște formulare de comandă pe genunchi, cred că. Dar ați avut o echipă sau ați creat-o de la zero, practic, pentru a contacta potențialii clienți? Cum ați făcut vânzările pe online? Toți am făcut atunci asta. Toți au învățat lucrul ăsta să-l facă din prins, deci, toți au reușit. Am și beneficiat de niște contacte din anumite categorii de profesii care erau total blocate atunci, printre care artiști, care ne-au ajutat să livrăm, de exemplu, acel Paște. Ar fost imposibil, noi nu eram pregătiți să livrăm 500 de comenzi într-o zi. Ce înseamnă că v-au ajutat să livrați? Cum au făcut exact? Au făcut livrările fizic ei? Fizic! Sau? Fizic, okay. Te-ai trezit la ușă cu cineva pe care l-ai văzut la televizor. Care erau afectați mai puternic. Da. Și a fost un fel de win-win, pentru okay. Că și noi am rezolvat problema și ei au avut o ocupație pe moment. O abordare da. De dreptul creativă. Exact, exact. Și puneam la pachet și valoarea artistică a livrării. Asta e. Vorbeam despre valoarea produsului exact. Mai devreme. Ne sunau clienții și erau surprinși. Uite cine mi-a livrat comanda. Frumos. Okay. Plus, mai dai că poate venea și cu o surpriză muzicală. Poate, da. Sau... Și de asta, ne-am adaptat atunci. Știi când a fost greu? Greu a fost un pic mai târziu, când o bună parte a echipei noastre chiar a fost afectată de COVID. Și când stăteam... Adică momentul în care s-a îmbolnăvit cineva din echipă. În vară, da. Și a trebuit pe 2 săptămâni să oprim producerea și stăteam cu șeful de producere în sala goală. Ne-am, ce să facem? E, atunci a fost complicat. Bine, noi având norocul că produsul este congelat și poate fi stocat, am crescut stocurile imediat și am avut și stocuri care am trecut peste această perioadă. Dar asta a fost un pic mai delicat. După care am separat secțiile, am făcut așa ca să reducem probabilitatea de blocare totală. Și a funcționat. Am înțeles, ați gestionat riscurile da. La fața locului. Bun, se pare că pandemia e deja de domeniul trecutului. Sper să nu mai revenim la ceea ce a fost, dar deja cred că am învățat lecțiile și știm foarte bine cum ar trebui să ne comportăm și cum să utilizăm, cum ai spus și tu, problema, să o transformăm în oportunitate. Perfectă, suntem mult mai pregătiți și se pare că uneori avem nevoie de astfel de crize ca să învățăm și să ne mișcăm mai repede. Acum, contextul actual este un context de război. Război din Ucraina.
În ce măsură v-a afectat acest război și dacă au apărut probleme, cum le-ați transformat sau le transformați sau la ce probleme gândiți și nu reușiți să le transformați în oportunități încă? Sau ați depășit și această situație, că deja durează Da, clar că ne-a afectat. Ne-a afectat în primul rând ca și producător, pentru că o bună parte a materiilor prime le aveam importate din Ucraina. Și au dispărut brusc. Și tocmai trecusem peste un val de scumpire atunci, în toamna lui 2021, începutul 2022, ne părea că ne-am stabilizat pe o anumită grilă de prețuri și au venit iar scumpiri. Deci asta ne-a durut cel mai tare. A fost cea mai dureroasă pe zona asta de inflație. Da, după secetă. Și ne-a afectat foarte tare și atunci a trebuit să vedem, simplu, să vedem de unde găsim produsul, de unde găsim ingrediente, de unde găsim cartonul pentru ambalaj și multe alte lucruri care veneau din Ucraina. De multe erați dependenți de importuri pe zona... Păi hai să zic, în materie de 30-40% din parte de materie primă era de import, din Ucraina. Despre ce ingrediente era vorba? Despre făină? Păi zic, chiar și făină, pentru că noi foloseam în combinație făină de producție autohtonă și din Ucraina. Brânza, la acel moment, ziceam, ambalajele, ar mai fi. Deci, vă zic, până la 30-40% atunci a trebuit să găsim soluții locale sau alternative împreună cu partenerii noștri locali. În contextul ăsta dramatic, ați văzut și careva oportunități? Ați reușit să valorificați careva din ele? Hai să spunem așa. Două oportunități. Unul este că, punctul 1, mâncare. Au intrat 100.000 de oameni aici în Moldova, care trebuiau să mănânce. Practic adică a crescut piața. A crescut consumul, mai ales în ce ține benzinărie. Deci, pentru că știți, a fost tranzit. Ați revenit în sectorul ăsta. Noi eram acolo. După ce pandemia s-a deci noi eram pregătiți, doar 2 luni nu am fost. Dacă mă uit pe analitică, deci anul trecut, în primele 6 luni, deci martie a fost lună record, pentru că a fost consumul ăsta de mai mulți consumatori în țară. Da. A fost asta. Și hai să zic că nu neapărat oportunitate, dar am căutat să ne investăm și latura umană. Noi am contribuit foarte mult, poate mai puțin văzut, foarte mult cu anumite filiere de ajutor și donații pentru refugiați, în care am donat pâine, plăcintă, deci aveam aproape zilnic curse spre Palanca sau spre Briceni la Nord, unde se mergea cu produsele noastre. Și eu zic, oportunitate de a ajuta. Ok, asta da, sigur că partea asta a trebuit să vă ajute. Știu că ați pornit și o nouă linie de afaceri. Tu ai menționat deja partea de patiserie alături de brutărie. Și când ai întâlnit acest moment? Și cât de recent este acest business? Este că nu are niciun an. A apărut tot anul trecut, nu? Îmi place, adică place să planific lucrurile, să le-am bine așezate cu strategii pe ani de zile. Undeva în strategia noastră, patiseria era... Trebuia să vină. Ziceam așa, cam 2-3 ani. Așa o gândeam noi, pentru că am zis, consolidăm, 25-26. Ne apucăm să exportăm plăcinte, după care vedem ce categorii noi putem să dezvoltăm aici. A fost un concurs de circumstanțe în care, cum spunea cineva, în viață trebuie să ai noroc 5 minute. Deci a fost cele 5 minute la telefon cu un partener actual de-al nostru, care ne-a sesizat această oportunitate, dar în condiția în care noi, într-o lună, am putea fi gata să facem torturile. Wow! Într-o lună, deci ați lansat, nefiind pregătiți, gândind-o în câțiva ani, ați lansat linia nouă de business. Da. Am combinat resursele existente în materie de utilaj și de oameni, pentru că avem colegi de echipă care au făcut patiserie mai înainte. Am și recrutat colegi noi, specialiști în domeniu, dar ne-am ținut de promisiune. E un business surprinzător de frumos. Și de mare, vă zic, nou, ne-a dus cam 25% incremental. E un business de imagine. E un business în care totdeauna înveți ceva nou. Întotdeauna trebuie să testezi ceva nou și de asta și mie nu mi-e ușor să țin kilogramele, dar facem lucruri mai și frumoase și o să ieșim în curând pe piață și cu alte noutăți. Dar puteam să zic foarte ușor nu. Nu avem, nu suntem gata, nu putem. Eu vin din vânzări. Acolo cuvântul nu este interzis. Asta vreau să zic. Deci tu ești omul care spune întotdeauna da. Nu este. Da și până vedem cum. Cum, da. Și important să intrăm în joc, după care vedem cum jucăm. Spune-mi, cât de mult v-a ajutat brandul Brutăria Bardar la creșterea aceasta, da, sau această nouă oportunitate și cum ați reușit să fidelizați clienții voștri?
Chiar dacă tentația dacă a crescut fost, numărul de clienți, inclusiv. Tentația a fost, poate, să zicem, dacă în cofetărie patiserie se pretează, ori un brand cu nume de brutărie, sau ar trebui să fie patiserie Bardar, sau... Noi am ținut să păstrăm numele. Deci este foarte simplu. Creăm o umbrelă pe mai multe categorii. Consumatorul nostru de colaci, de la botez, de astă toamnă, este foarte surprins să știe că noi avem și cozonaci, acum la Paști. Și poate găsi și un tort de-a nostru la magazin. Și de asta păstrăm sau creștem această umbrelă. Conține cuvântul brutărie, care mie mi-e atât de drag și cred că trebuie să fie. Și atunci o să lucrăm noi, să educăm consumatorul că brutăria nu înseamnă doar pâine. Și se vede asta. Brutăria Bardar. Și brutăria Bardar cu atât mai mult. Venim dintr-o localitate frumoasă. Este știută și datorită altor produse sau branduri care conțin acest nume. Și mai ales în pandemie s-a văzut foarte mult tendința spre a consuma produse autohtone. Când spui brutăria Bardar, este clar că este ceva de aici. Și asta. Noi vom ține-o, este frumos și o să mergem cu acest brand și în România. L-am înregistrat deja. Plus au fost date peste cap și lanțurile logistice și atunci a apărut oportunitatea respectivă inclusiv pentru producătorii locali de a valorifica acest potențial în piață. Noi vorbeam un pic mai înainte despre finanțări, am vorbit foarte mult despre suportul pe care l-ați primit prin intermediul programelor de grant. Da. De la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenatului. Vreau să te întreb un pic de pe zona de... Ok, tu ai zis, ai menționat că au fost și credite de la bancă. Da. Nu avem banii, ne gândim de unde îi luăm. Zim dacă tu investești doar timpul tău în afaceri sau aduci bani de acasă? Sau ai adus bani de acasă în afacerea respectivă? Am căutat, a fost nevoie? Știți cum? Cu bani de acasă este cel mai ușor dacă i-ai. Și cel mai ușor, dar se poate și un pic altfel. Ne-au luat cei 2 ani de care îți povesteam anterior să facem afacerea să fie curată, frumoasă, luminoasă. Deci să adăugăm un plus de bonitate afacerii. Și atunci când mergi la bancă, chiar și când mergi să accesezi un grant, se uită la istoricul de minim 2 ani. Deci dacă afacerea crește, numărul de angajați crește, taxele plătite, volumul taxelor crește, atunci este mai ușor, ai un rating mai bun la bancă. Și atunci am ales, mai zic, parte din bani vin din grant, parte vin de la bancă, cu o creditare care, sau cu o rată de credit care este acoperită de creșterea afacerii. Plus profitul pe care l-ați obținut. Plus profitul reinvestit, deci asta poate am uitat să spun. Deci, bănuiesc că încă nu sunteți gata de bursă, respectiv îl păstrați pentru dezvoltare. În ultimii 3 ani, da, cam tot profitul care s-a făcut s-a reinvestit, altfel n-am fi reușit. Ăștia au fost banii voștri? Da, asta este investiția noastră. Și a fost acolo. Da, nici de acasă, dar nici acasă deocamdată. Ok, deci ai investit ultimii 4 ani în brutăria Bardar și profiturile din aceasta. Exact. Plus timpul tău, experiența. Da. Zim dacă ați avut sau aveți un plan de afaceri de care vă ghidați în această perioadă. E scris sau e mai mult este capul tău, în capul fondatorilor? În capul meu sau oricărui fondator sunt foarte multe lucruri. Și fiind tentația că las că mă gândesc, las că pe urmă, las că nu acum... riști să devieze de la aspectele importante. Nu, ce facem? Eu vin cu deprinderea asta din multinaționale. La începutul fiecărui an îmi așez niște priorități, niște direcții. Ele sunt deseori deranjate de oportunități care apar pe timpul anului, dar nu ne supărăm. Da? Adică dau exemplu acestui an când ne-am făcut un plan, am trecut de Crăciun, începând din februarie, ne pregătim de Paști, ne facem temele și așa mai departe și când la începutul lunii februarie am stabilit cu Kaufland România că totuși o să începem să exportăm, atunci s-a dat totul peste cap și am început să ne pregătim de export. A apărut altă oportunitate acum în martie pe care o discutăm și o să povestim cu altă ocazie. Căutăm utilaj pentru această oportunitate. Dar, da, este o structură, sunt niște direcții, pentru că de ce? Asta pe lângă faptul că mă ajută pe mine să mă organizez și să comunic clar echipei unde mergem și care sunt direcțiile. Absolut. Ne pregătește și partea financiară. Ca să înțelegem, când mergem la bancă, trebuie să mergem cu un business plan. Când mergem să accesăm un grant, trebuie să arătăm pentru ce îl luăm și care sunt livrabilele care vor veni într-o anumită perioadă de timp. Cred că trebuie să țină pixul și foaia trebuie să țină permanent. Și atunci aveți un document de care vă ghidați, din câte înțeleg, pentru că îl împărtășiți cu ODA, mergeți cu el la bancă. Cum este acum relația voastră cu băncile? Aveți credite active la bănci? Da, avem. Păi am zis că ceea ce am luat ca și grant a venit și cu suportul băncilor. A fost o relație dificilă, poate nu neapărat din cauza băncilor. Ca să vă dau un exemplu, am accesat credit în iulie cu 9.1% și în august a devenit 19.1%. 19%. Da. Wow, deci o dublare a dobânzii... Deci ne-am făcut planul cât o să plătim pe an
Și brusc... S-a dublat imediat și plata voastră, lunară, trimestrială... Lunară către bancă, da. Ceea ce a fost un mare șoc. Care a trebuit să-i retrageți din afacere. Cumva ceea ce s-ar putea fi putut investi în afacere s-a dus la rata băncii. Înțelegeam că nu aveam încotro. Bine, abia luasem creditul și trebuie să mergem, dar a fost o situație de șoc. Bun, provocată de politica băncii naționale, provocată de strategia de a opri inflația. Am înțeles totul, doar că pentru business a fost o mare lovitură. Vreau să te întreb și nu pot să nu te întreb și nu ne vor înțelege urmăritorii noștri despre un subiect foarte hot din domeniul vostru, despre brânza din plăcinte. Și tu spuneai că ingredientele veneau din Ucraina. Da. Cât de multă sau de puțină brânză este în plăcintele brutăriei Bardar? Deci, în plăcinte. Și această noutate, cum a dat peste cap? Hai să spun așa. Nu este o noutate. Adică acest produs de brânză despre care se vorbește și s-a făcut publicitate excesivă, cred eu, în această perioadă, este un ingredient care se folosea intens în industrie. Da, nu știu dacă chiar 80% cât s-a scris, dar s-a folosit. Nu este un ingredient dăunător dacă este construit și folosit corect. Și asta vreau să zic clar. Adică se folosește și aici, se folosește și în România. Nu este ceva corect. Multe lucruri noi nu le știm încă, dar pe alocuri sunt niște soluții industriale, mai ales pentru piața noastră, unde este un deficit de lactate. Noi nu avem ferme care să producă atâta brânză cât este nevoie pe piață. Și de asta este o soluție, dacă folosește corect, este ok. Deci ca să fie clar, nu că trebuie să ne speriem. Dar anumite grăsimi în anumite produse, dacă nu sunt dozate corect, pot fi dăunătoare. Ceea ce nu este cazul în marea parte a cazurilor. Doi, da, ce a făcut autoritățile, au cerut ca etichetarea să fie corectă. Și aici mi se pare corect. Adică dacă produsul conține brânză, să fie scris plăcintă cu brânză, dacă produsul conține produs de brânză sau preparat alimentar, cum se cheamă el pe lung, să fie clar specificat consumatorului și el să facă alegerea. Pentru că știți, deseori asta te limitează în concurență, pentru că tu vrei să mergi cu un produs de calitate, făină, ulei, brânză, și alături stă cineva mult mai ieftin și scrie același lucru pe produs. Da? De asta. Da, astăzi în plăcinta cu brânză de la bar, dar este brânză. Deci, garantat. Am înțeles. Și o întrebare la final. Pentru că trebuie să închem spre regret, spre marele meu regret. În viață obții ceea ce meriți sau ceea ce negociezi? Negociezi ceea ce meriți. Negociezi ceea ce meriți. Ok. Și obții. Victor, mulțumesc frumos pentru prezența ta aici și pentru întrebările pe care ți le-am adresat și cu modalitatea în care ai răspuns sinceră, directă și corectă. Cu mare drag. Și cu aceasta ajungem la finalul emisiunii noastre. Prieteni, sper că ați găsit discuțiile și subiectele noastre interesante și utile. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă îndemn să o recomandați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de ea. Și dacă aveți idei, întrebări sau sugestii pentru subiectele viitoare ale emisiunii noastre sau vă doriți un anumit invitat, vă încurajez să-mi scrieți direct sau pe canalele noastre de social media. Suntem mereu bucuroși să primim feedback-ul vostru și să aflăm cum vă putem servi mai bine în misiunea noastră. În final, vă mulțumim pentru că ați petrecut timpul cu noi astăzi și ne revedem miercurea viitoare de la ora 22:30. Până atunci, să aveți mult succes și inspirație în activitățile și afacerile voastre.